Salut, prieteni! În cele ce urmează o să vă prezint cum funcționează Auto 8. Să presupunem că ați downloadat arhiva de pe site sau de pe linkul de download. O dezarhivăm. Apoi vă recomand să o mutați pe o altă partiție decât cea cu sistemul de operare. Astfel, în eventualitatea în care sistemul de operare nu mai pornește și e nevoie să-l reinstalați, să nu fie nevoie să mai dezarhivați și să reconfigurați, mă rog, reconfigurați programul. Să zicem că eu o să fac acum un folder numit kituri sau programe. Repet, voi ar trebui să faceți un folder de genul ăsta, un director, pe altă partiție decât cea cu sistemul de operare. Și apoi mut Auto 8-ul acolo. Da? Apoi putem să-i facem un shortcut pe desktop. Acesta este executabil Auto 8.exe. Eu o să-l trimit pe desktop ca shortcut. Și acesta e Auto 8. Putem să-i personalizăm și iconița, mergem la Properties, Change Icon, Browse, mergem în locația unde e Auto 8-ul, gazul meu pe desktop, în programe, Auto 8, iconiță, OK, și am personalizat și iconița. Putem șterge kit-ul, deși puteți să-l păstrați, deci acum pe desktop avem doar acest shortcut.